ploaie abundentă din ultimele zile și-a lăsat amprenta pe gazonul stadionului din Baia Mare, care a fost îmbibat cu apă la ora desfășurării partidei. Deși s-a pus problema ca partida să fie amânată pentru câteva ore sau chiar cu o zi, arbitrii care au oficiat meciul au fluierat startul la ora stabilită inițial. Prima repriză a fost una lipsită de ocazii, deoarece pasele și centrările se opreau în belțile de pe stadionul Viorel Mateianu. Singura fază notabilă s-a înregistrat în minutul 15, când echipa din Pâncota a fost foarte aproape să își trimită balonul în propria poartă. Dancea a respins greșit o mingea care a lovit bara. Prima jumătate a reprizei secunde s-a desfășurat în același ritm, după care băimărenii s-au avântat în atac în căutarea golului care să le aducă victoria. Lupu a irosit două ocazii importante în minutele 72 și 73, după care Condin a trimis o minge peste portarul advers, însă balonul a trecut puțin pe lângă stâlpul porții. Cu câteva minute înainte de final, Vasile Pop a pătruns în careu, însă a șutat peste poartă. În cele din urmă, partida s-a încheiat cu o remiză albă care nu avantajează niciuna dintre cele două echipe. După acest rezultat, FCM Baia Mare a coborât pe poziția a 5-a clasamentului, la 3 puncte de liderul UTA Bătrâna Doamnă. Antrenorul echipei băimărene a spus că echipa s-a putea obține victoria deoarece și-a creat mai multe ocazii de gol. Pe de altă parte, Dorin Toma a declarat că nu se poate juca fotbal pe un asemenea teren care avantajează echipa adversă. Astfel de vreme nu se joacă fotbal. Din păcate, asta este competiția noastră. Aglomerăm campionatul pe final de sezon. Bine, deja noiembrie, decembrie, terenul nostru este înfundat, favorizează echipa adversă. Din păcate, n-am reușit, am avut 5-6 ocazii, s-a scos, cred că, mingea de pe linia porții de două ori, dar asta este. Mergem înainte. După condițiile în care s-a jucat, nu se poate numi fotbal, n-am vrut să intre mingea în poartă și o să așteptăm meciul de miercuri să câștigăm. Antrenorul echipei din Pâncota s-a plâns și el de starea proastă a terenului, însă a declarat că echipa sa a avut noroc în meciul din Baia Mare. Știam că este foarte greu pentru gazde. În speță terenul nu permitea să construiești și echipa acasă trebuie să aibă răbdare, să construiască, să paseze, să-și creeze situații de gol prin combinații. Am știut, repet, ne-am pregătit pentru acest lucru. Noi n-am reușit să dăm așa tare minge de multe ori pentru că aveam avantaj, dar am avut și noroc la sfârșit pentru că se putea acolo una sau două faze să fie materializate. Dorin Toma speră ca problemele cu gazonul să se rezolve până la partida de miercuri. În caz contrar, Toma a spus ironic că va schimba echipa de fotbal într-una de polo. Miercuri să vedem dacă va sări mingea pe un astfel de teren. Poate să mai organizează ceva competiții până miercuri și atunci vom vedea. Schimbăm secția și facem polo atunci. În etapa viitoare, FCM Baia Mare va întâlni pe teren propriu formația FC Caransebeș. Meciul va avea loc miercuri 25 noiembrie, cu începere de la ora 14.